Vă salut, dragi prieteni, bine ați venit din nou la noi pe canalul de YouTube Dresaj Canin Profesional. Sunt Cătălin Cornea, ca de obicei, gazda voastră pentru a discuta diverse chestiuni interesante legate de dresajul canin, de tehnici de dresaj, de câini din diverse rase și felul în care lucrează ei cu proprietarilor sau, după caz, cu mine. Nu uitați să intrați acolo să dați un subscribe, să dați un like, contează foarte mult ca să poată să vadă cât mai mulți ceea ce discutăm noi aici și să creștem această comunitate, pentru că e important să fim informați. Dar sunt aici să vorbim astăzi, de exemplu, despre un câine dintr-o rasă foarte interesantă. Lumea zice, i-am văzut la televizor, sunt de aia care mușcă, de aia care fac, care trec. Nu, dragii mei, sunt niște câini extraordinari. Crescătorii acestor rase din ziua de astăzi lucrează în mod special să perpetueze caractere de calitate, câini prietenoși, câini buni de lucru, câini care sunt conectați cu stăpânilor și vor să devină niște veritabili câini de companie. Am putea spune că un câine maidanez, din punct de vedere al pazei și protecției unui teritoriu sau a stăpânului, poate fi mai bun și mai feroce, să zic așa, decât câinele pe care vi-l voi prezenta astăzi. Eu vă voi prezenta câinele, dar voi veți vedea că astăzi discutăm despre lucrul cu zgardă și fără zgardă. Zgardă de orice tip, chiar și zgardă electronică, și dacă un câine lucrat cu un asemenea device poate să asculte la fel de bine, că am avut tot felul de discuții și în zona aceea de comentarii, dacă poate să lucreze la fel de bine cu stăpânul lui și dacă nu mai are acea zgardă la gât. Haideți să vă prezint Eleva, că este o fată, da? Veți vedea despre cine este vorba și apoi vorbim. Sol, hai! Ea este Sol, dragii mei. Este o femelă de Rottweiler, în vârstă de un an și un pic. A trecut prin dresaj, a trecut prin toate tipurile de zgârzi, asta ca să știți. Și s-a oprit la ultima fază a acestei abordări, la condiționarea zgarda cu telecomandă. Eu o numesc zgardă cu telecomandă, o numesc lesă wireless, o numesc zgardă cu vibrații, o numesc zgardă cu electrostimulare, da? De ce o numesc așa? În atâtea feluri și nu omit nimic, pentru că nu vreau să vă induc în eroare și nu vreau să manipulez pe nimeni. Cei care vor să spună că este bau-bau zgarda asta și că face și că drege, vor spune zgardă cu șocuri electrice, zgardă cu curent electric, zgardă cu, eu știu ce alte brahaturi vor mai spune, diverși. Dar acei diverși, dacă ar ști cum să folosească un device ca acesta, ar fi niște foarte, foarte buni dresori și ar putea să atingă anumite aspecte din dresajul canin care țin de mediul înconjurător, de distrageri și așa mai departe. Este foarte necesar să putem să asigurăm comunicarea tactilă cu câinele și tocmai de aceea folosim această, o vedeți? Această zgărduță cu telecomandă. Este o zgardă, ea. Hai, apasă pe buton. Ce ziceți, ha? Șocuri electrice, nenorocire, maxim. Uitați-vă la cățelul ăsta. Uitați-vă un pic la el. Și ce ziceți? Este extrem de șocat de zgarda asta. Este foarte frică de ea. Vreți să vedeți ce face cu ea? Ia, Sol? Ia uite, hai. Ia uite. Hopa. Ia uite. Hopa. Da. Da, iubita. Deci este o zgardă criminală, vă spun sincer. Și câinele este extrem de stresat de ea, da? Ceea ce vreau eu să înțelegeți și veți vedea într-o exemplificare. Uitați-vă un pic la ea ce face. Vrea să o mănânce efectiv, o urăște, deci nu mai poate. Uitați-vă la ea cât de chinuită este. Ha!
Nu mai fi stresată de zgarda asta, da? Te rog frumos, te sus acum. Hai, sus. Stai. Așteaptă acum. Culcat. Uitați-vă un pic la ea. Vă dați seama cât chin. Vă dați seama câtă nenorocire. Hai, liber. Liber tot. Du-te. Închipuiți-vă că eu nu sunt stăpânul acestui câine. Eu doar mă joc cu el pe baza a ceea ce a lucrat cu stăpânul lui. Dacă pe mine, știi? Imaginați-vă dacă eu l-aș fi pus pe stăpân în ședințele de dresaj să-și chinuie câinele. Cam cum ar fi fost și cam ce părere ar fi avut acesta despre ședințele de dresaj și despre folosirea anumitor device-uri. Dragii mei, nu se întâmplă așa în ședințele de dresaj. Oricât ar vrea unii să vă manipuleze pe internet, lucrurile nu stau așa. Și dovada, știți cine o dă? Câinele. Răspunsul lui, deschiderea lui către a asculta, felul în care se conectează chiar și cu mine, care sunt doar un simplu partener de joacă într-un context sau altul, dar relația în mod special cu stăpân. Haideți că o să vedem un pic ce face câinele acesta, da? O să-l punem cu zgârduța, cu telecomandă pe el și apoi scoatem zgârduța să vedem ascultă sau nu ascultă. Niște lucruri simple, dresaj de companie, dar imaginați-vă că un astfel de câine ar putea să ducă după ciori, ar putea să ducă după porumbei, ar putea să se ducă după pisici și totuși nu o face. Știți după ce se duce? Dacă i-aruncă stăpânul o minge. Hai să vedem. Acum îi atașăm zgarda pe gât cățelului. Aveți grijă că e foarte stresat când vede că se întâmplă asta. După cum observați, este chinuită rău. Deci, vedeți, poziția cozii e foarte important să vă luați după limbajul corporal și să înțelegeți că este extrem de stresată din acest punct de vedere, da? Bun. Bun, du-te sus acolo și cheamă cu tine. Acum faci ce vrei tu. Avem distragere, dragii mei. Cum Emilian lucrează cu Sol. Și vedem. Ia, dai orice comandă vrei tu. Bravo, Sol, culcat. Așteaptă. Super. Bravo. Ia uite. Uite cine ne laude. Doamna cu cățel. Ai văzut ce câine cu minte. Ce ascultă. Ce? Ia uite. Uite și un vax. Înțelegeți, oameni buni? Acum este cu zgardă. Cineva în secțiunea de comentarii întreba, dar dacă n-ar avea acea zgardă la gât, ar mai sta lângă stăpânul său? Hai să vedem dacă se întâmplă asta. Emilian, desfă-i zgardă la gât. Așa, și acum aici desfacem zgarda și vedem cum funcționează. Pune undeva jos. Sau acolo, perfect. Deci zgarda, dragi prieteni, este aici, da? Câinele nu are zgardă la gât. O mai asculta la fel sau nu o mai asculta? Oare zgarda este cea care ține câinele lângă stăpânul său sau altceva? Da? Oameni buni, condiționările cu zgarda trebuie să fie unele... Bun. Bun, chemare, oprire, rechemare, superb. Și acum se duce după minge. Mamă, s-o mai întoarce? Avem o problemă. Ne gândim așa cu multă emoție dacă se va mai întoarce acest câine la stăpânul său. Bun, câinele este în modulul de joacă. Să recapitulăm. Câinele a lucrat cu recompensă mâncare. Câinele a purtat zgardă plată, câinele a purtat zgardă antitracțiune, câinele a purtat zgardă așa zis strangulantă, câinele poartă zgardă cu telecomandă. Există etape de condiționare foarte exacte în care putem lucra cu câinii noștri să ajungem la nivelul la care câinele, ce să vezi, nu lucrează pentru că are o zgardă la gât, lucrează pentru că este motivat. Esența tehnicilor de dresaj cu un astfel de câine și cu orice alt fel de câine este motivație. Bun. Cum motivezi câinele
Cum folosești, ia culcat. Cum folosești recompensele și ce perspective dai câinelui? În momentul în care voi folosiți un device sau un altul, gândiți-vă că trebuie să asociați corect semnalele din acestea. De exemplu, stai, sol. Aoleu. Ia, las. Hai din aici. Culcat. Așteaptă. Ungea rămâne acolo până la noi ordine, da? Așteaptă. Am băgat-o în ședință că nu mă înțeleg ea, dacă n-are zgar de la gât, vede? Bun. Stai. Culcat. Așteaptă. Așa că dau și eu comenzi ca un profan, pentru că eu oricum n-am lucrat niciodată cu acest câine. Stai, așteaptă, încă. Așa că singurul care a lucrat cu acest câine este stăpânul său. Eu doar mă folosesc de ceea ce cât de cât știe cățelușa aceasta. Însă, important este că ne înțelegem cât de cât. Vedeți? Mă ascultă, sunt autoritar. Am o telecomandă în mână pe care o folosesc așa și dacă nu ascultă, eu dau la temelie. Bun! În consecință, dragi prieteni, vreau să înțelegeți că dacă nu trecem întâi prin faza de lesă zgardă și folosirea corectă a instrumentelor, ca acestea devenind mijloace familiare cu care câinele se conversează, dacă noi introducem lucrul la nivel tactil între, cu zgardă și cu lesă, care acestea vor deveni niște semnale familiare câinelui cu care se va conversa, nu putem să introducem semnalele din zgarda cu telecomandă și ea să știe ce să facă. În consecință, una dintre faze, și voi trebuie să țineți cont de aceasta, este să lucrați întâi la lesă și zgardă, semnale din lesă și zgardă la nivel tactil care devin familiare câinelui și câinele învață să se converseze cu ele, da, să răspundă corect acestor solicitări, după care treceți prin faza de condiționare la zgarda cu telecomandă, semnalele wireless, da, care inițial sunt nefamiliare, sunt necunoscute de câine, îl vor distrage, pe unii va stresa semnalul vibrației, pe unii va face să nu se mai poată concentra la comenzi, dar în faza de condiționare, asociați semnalele din telecomandă cu semnalele deja familiare din lesă și zgardă. În formatul acesta asimilează și semnalele din telecomandă, ca fiind niște semnale cunoscute cu care se poate conversa, cum spuneam, și apoi acestea trebuie musai să creeze perspectiva recompensare. Deci dacă a simțit un semnal din zgarda cu telecomandă, știe să-i răspundă corect, de exemplu să facă culcat, după care poate să primească mingea, poate să primească mâncare. Este foarte important ca semnalele din zgarda cu telecomandă să fie mijloacele care te ajută să-i limitezi opțiunile câinelui, dar totodată să-l trimiți și mai aproape de perspectiva primirii recompense. Nu uitați că asta este ordinea, nu mai mergeți pe fentele de pe internet, nu vă mai lăsați păcăliți și lucrați corect. Luați-vă informația de unde trebuie. Sunt Cătălin Cornea și nu uitați, oameni buni, că orice câine poate fi dresat dacă la capătul lesei se află un om suficient de inteligent, nu suficient de brutal. Sau, la butoanele telecomenzii trebuie să fie un om skillful, care știe să folosească acest device și nu abuzează de el. Intrați în secțiunea de comentarii, scrieți acolo, haideți să ne conversăm, pentru că știți că acolo se întâmplă foarte multe lucruri și foarte multe schimburi de informații. La revedere! Hai, liber! Așteaptă. Bun, rămâne acolo. Așteaptă să... Stai! Cezi? Așteaptă. Așteaptă.